a mâncat, pentru că am aflat cât a prăduit Mihai Răzvan Ungureanu, vreau să văd cât a hrăpărit și Victor Ponta, o să aflăm și aceste cifre și vă vom ține în dezvăluiri tot sezonul până îi aducem la zero. Repet, Traian Băsescu, dacă mai face 3 gafe, va cădea sub Elena Udrea ca popularitate. Elena Udrea are 2% astăzi și nu o să treacă niciodată de 3. Iar Traian Băsescu, dacă mai bagă fica lui încă vreun contract ceva, acum e rândul lui EBA, poate candidează la europarlamentare, cu siguranță Traian Băsescu va construi Mișcarea Populară la 2,4%, da? Și va nenoroci toată opoziția. Da, aș vrea să pun, da. Să pun o întrebare duioasă. Cât timp vom mai descoperi afacerile Ioanei Băsescu? Adică n-ar trebui totuși, că vă știți cu, nu pe mine. Trebuie să cheme domnul Traian Băsescu, vorbesc serios, câțiva jurnaliști de încredere, spune-mă băieți, uite, în s-ar putea să fiu acuzat de la, pentru că în fiecare zi noi descoperim... Reacția lui de președinte, nu, cu spun... ziarist atunci, chiar dacă e unul de la latrina respectivă, nu se face. Nu ai voie ca șef de stat, eu eram curios să aflu. Dar normal. Nu contează că îl urăști, că e sclavul lucutare. Vreau să știu. După care el se spune, care, domnule, securiștii, și după aceea se afli că el ce credea, că suntem proști, că nu știm că nici e preluată de 2 ani de Gazprom? Dar prima răspunsul normal, domnul... Fac o dezvăluire. Domnul... Hai să vă spun ceva, că suntem, știți, că la Nașul punem totul pe masă, cu orice risc. Dom'le, un avocat m-a căutat, dacă pot să-i bag la Cotroceni pe cei de la Gazprom, în urmă cu un an de zile. Și zice, nu mă ocup de așa ceva. Credea că cine știe ce relație. Nu mă ocup de, nu cunosc nici SRI, nici SPP, nici președinți, nici premier. Nu mă ocup cu așa ceva. Deci Gazprom acum un an de zile vrea să intre la Cotroceni. Haideți, domne, că vi se deschid ochii. A reușit, bravo. Hai, ne vedem în fiecare seară de la orele 20. Să știți că au fost luni de zile în care au încercat, nu v-am spus, sau poate v-am spus așa mai printre picături, să ne ia gâtul. N-au reușit sub nicio formă. Și vor mai încerca, evident, dar știți cum e, pe zi ce trece o să fim și mai răi, și mai mari, și mai ziariști, dacă se poate. În curând, și asta îi sperie foarte tare, credeți-mă, asta îi sperie, asta, dacă vreți, este capacul de pe oala lor, de pe coliva lor, bomboana de pe coliva lor, îi sperie că dăm drumul la știri. În momentul ăla au leșinat. Iar pactul Ponta-Băsescu funcționează și în presă, nu doar în justiție sau în politică sau în ce afaceri fac ei. Nu, funcționează și în presă. Și îi rog pe toți colegii mei care au semnat petiția înaintată de Andreea Pora să reflecteze la ce le spuneam acum un an de zile, când mulți dintre ei râdeau de mine și spuneau că sunt prea prăpăstios, să facă așa un inventar ce li s-a întâmplat și să le spun următorul lucru. Nu e timpul de petiție acum, chiar dacă și eu am semnat-o. Acum e timpul să ieșiți la luptă, fraților. Știți foarte bine că aveți un poligon de trageri care se cheamă Nașul TV. Vă aștept. E deschis non-stop. Andreea Pora, dacă te mai duci la multe RTV-uri din astea unde te lași porcăită de toți nenorociții cu care te pune în studio, iartă-mă, ai și tu o vină. Nu știu ce cauți tu lângă tot felul de Bogdan Chiriaci și alții. Iartă-mă, dar nu se poate. Eu dacă mă duc într-o emisiune, întreb, cu cine? A, mulțumesc, dacă e cu respectivul, nu calc pe acolo. Nu poți să te bagi în troacă să nu te stropești și tu. O chestie foarte simplă. Aveți spațiu, nu vă mai plângeți, aveți reviste, aveți site-uri, aveți o televiziune unde vă puteți exprima oricând. Nu vă mai plângeți ca niște victime. Victime sunt cetățenii României, noi suntem ziariști, noi trebuie să fim luptători, nu victime, da? Nu ne victimizăm. Până cădem, până ne iau gâtul, până ne închid televiziunea, ne închid soarele, luna, stelele, până atunci suntem luptători, da? Să fiți iubiți. Lupta a început. Și văd o șalele.